Trainer Business a ajuns vineri pe 14 iunie pe litoral. Oamenii de afaceri din Constanța au fost invitați la Hotel Iachi, acolo unde s-a discutat despre oportunitățile de business din zona Dobrogei. Chiar ne dorim să discutăm cu antreprenori locali, să discutăm cu oameni care au business-uri relevante și care au lucruri să vă dezvăluie și chiar să vă și sfătuiască, deși poate nu-i cuvântul cel mai potrivit. Să discutăm foarte mult și foarte liber despre tot ce înseamnă cumva situația economică, socială, locală, despre ce înseamnă situația economică, socială la nivel național, ponturi, tipsuri din activitatea dumneavoastră de business pe care să le puteți folosi de mâine la jobul dumneavoastră. În cadrul evenimentului, Daniela Marișcu, founder Aquatica Experience, le-a împărtășit participanților câteva dintre experiențele legate de leadership și gestiunea forței de muncă. A fi lider într-o companie ține de personalitate, ține de mediul în care activezi sau care sunt condițiile în care poți ajunge de la statutul de angajat la cel de director? A spus că manager, da? E un proces. Cum definim acest proces? Cum reușim să ne adaptăm în așa fel încât să reușim să trecem de statutul acela de om cu idei, dar care din păcate este blocat într-o companie din care e teamă să plece spre antreprenoriat pentru că și urmează multe mori. Ca la avion cu măsurile de siguranță, puneți tu cască întâi ca să poți să ajungi pe ceilalți, cam așa este. Nici tu ca om, nici tu ca firmă nu poți să crești dacă nu crește ce este deasupra. Așa este și în viața de zi cu zi, așa este și în firmă ca lider. La un moment dat, unul din angajații mei mi-a zis, ok, eu tot spun că noi creăm bucurie, aducem bucurie multă prin ceea ce facem și este remarcabil ca peste generații să mergi cu copilul să-i spui, uite aici am făcut noi. Și a zis, da, dacă noi avem presiune în firmă și tot timpul suntem sub presiune, degeaba creăm bucurie cu tristețe. Și atunci mi-am dat seama că are mare dreptate. Da, și încă lucrez la chestia asta, inclusiv pe mine, inclusiv pe faptul că lucrurile se pot face și ușor, nu numai sub presiune. Era un mod de a lucra care devenise deosebit de periculos chiar în firmă. Și atunci, ca să fii lider, revenind la întrebare, cred că e important să te observi întâi pe tine și să-ți asumi responsabilitatea asta și să te comporți, poate forțat, e prea mult spus, fake it until you make it, dar să adopți în fiecare zi acea poziție. Chiar dacă în ziua ta zici, wow, am reușit asta, am făcut asta, iartă-te și iau de la capăt. E ca spovedania, dacă vreți. Să te uiți la cei din jur, să le vezi și avantajele. Și primul pe ale tale și pe urmă și cu echipa, e același proces. Te observi, observi echipa, ce-am făcut bine, ce-am făcut rău, corectăm, trecem mai departe. Și încă o dată și încă o dată. Mai și acest aspect al cine nu muncește, nu greșește, care câteodată poate fi exploatat, dar câteodată este cât se poate de corect. Noi amândouă lucrăm într-o industrie creativă și atunci sunt proiecte în care n-ai făcut niciodată o chestie și ți-asumi acea învățare, acel proces de învățare. Magda Bey, ownerul GraphTech, l-a expus celor prezenți printre altele câteva dintre criteriile de selecție care fac diferența în business-ul său în relația cu angajații. Caut oameni veseli, oameni care iubesc viața, oameni care iubesc oamenii, oameni care pentru ei viața e o provocare, sunt deschiși la inovație, la învățare, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că vorbim de globalizare, digitalizare, pentru ce ne pregătim? Tot pentru Constanța? Industrie. Noi trebuie să ne pregătim pentru momentul în care ne întâlnim cu chinezul față în față, lui cresc prețurile, noi sperăm să ne rămână cam tot acolo și să reușim să vorbim despre o competiție. Deci, oameni buni, într-o companie, când vă întâlniți cu antreprenorul, voi trebuie să vă gândiți la un lucru. Compania este împărțită ca un puzzle, dacă în cazul meu, în 140 de piese. Dacă fiecare piesă nu este productivă, rentabilă, chiar dacă e TESA, TESA înseamnă ca să fii productiv, comunicativ deschis, zi frate cu ce te ajut, zi cu ce pot să te ajut. Nu te duci la el, lângă TESA, la birou, nici nu ridică ochii din birou să vadă colegului ce vrea și mă simt eu prost ca antreprenor, că am o echipă de doi oameni care îl exclud unul pe celălalt. Și eu mă duc lângă colegul și zic, colegul, cred că te caută cineva. Și atunci colegul se enervează și mai tare și atunci intrăm în discuții să vedem. E clar că omul are o problemă fundamentală în jobul respectiv. Sunt oameni care se și plictisesc, cred că știți asta. Li se pare că totul este etern. Nu! Cât ești productiv și în afacerea ta și în afacerea altuia, doar că în afacerea altuia tu nu ți-asumi foarte multe riscuri decât ale
pătrățelei din cele 140. Dacă poți să-ți asumi 140 de pătrățele, don! La 8-a ediție a Trainer Business Frame s-a lansat un studiu privind evoluția pieței de înghețată din România, un business care a crescut semnificativ în ultimii ani pe fondul investițiilor susținute al creșterii generale a nivelului de trai și a diversificării obiceiurilor de consum. O piață care crește în România semnificativ, o piață care arată faptul că românii încep să-și diversifice obiceiurile de consum, încep să caute altceva decât consuma acum 10 ani, de pildă, în România. Testează lucrurile, merg foarte mult pe calitate, la fel se întâmplă și piața băuturilor răcoritoare, merg pe trenduri mai healthy. Este probabil că acest trend de consum să se ducă spre cam toate serviciile. În partea a doua a Trainer Business Constanța, expertul Valentin Hang a susținut un training intensiv despre tehnicile de negociere și vânzări. Nu neapărat, nu întotdeauna, există și alte opțiuni și alte posibilități și așa mai departe. Pentru omul de vânzări este un limbaj care nu ajută. Pentru omul de vânzări și pentru negociator în general, de-aia zic și clarifică toate lucrurile. Ca el să fie cât se poate de simple, cât se poate de 1, 2, 3 și nu 345.000 de variante. Și nu variabile mult. Dar aș putea să spun așa, omul de vânzări, negociatorul, când a intrat deja în interacțiunea cu celălalt, iau cam așa, tu ai intrat pe ușă, el intră pe cealaltă ușă și stai pe un coridor cu culoare, fără uși și fără geamuri. Orice se mai poate și altfel, există și alte posibilități. Nu este unica variantă de aruncat din proces. Tu trebuie să te ții cât mai tare în culoare. Ăsta este vânzătorul și negociatorul profesionist. Următoarea ediție a Trainer Business se va desfășura în luna iulie la Brașov.